începe ne-a spune, nu ratați acest festival. E unic, nu știu dacă se va mai repeta, este conceput la 10 ani de la înființarea unei rețele europene extrem de incitante din punct de vedere artistic, din care Teatrul Național din București face parte de la inaugurarea acestei rețele numită NETA, al cărei prim președinte în exercițiu am fost eu în primii 2 ani. NETA înseamnă New European Theatre Action, adică noua acțiune teatrală europeană, cuprinde în proporție covârșitoare festivaluri și teatre din Balcani, o zonă creativă cu totul remarcabilă, aș zice aproape necunoscută în România și speranța mea că aducând de acolo spectacole la vârf, lumea va înțelege că în zona despre care vorbesc și în care România se află atât de bine înfiptă, vom recunoaște pe de o parte preocupări comune și pe de altă parte glasuri cu totul originale. La aceste teatre din Balcani se mai adaugă un teatru important, Teatrul Național din Georgia, cu un mare regizor, Doișvili, cu un spectacol Shakespeare, dar și Teatrul Comisarjevskaya din St. Petersburg și un teatru Sfumato din Italia. Deci sunt 13 spectacole din 10 țări europene sub același acoperiș al Teatrului Național cel nou, cu 2 spectacole pe zi, cu o deschidere la sala studio și închidere de festival pe 4 septembrie, deci deschiderea pe 28 august, la sala mare, cu un spectacol după Electra, de Sofocle, regia lui Joldac, cu Teatrul Național din Macedonia. Sunt, după părerea mea, rezumate preocupări extrem de incisive și provocatoare ale teatrului contemporan într-o zonă masiv lovită de intemperii politice și chiar războinice ale acestei încercate zone balcanice, având, zic eu, în România un cap de pod, o recunoaștere și tacită și publică a unui teatru superior cum este cel al nostru. Sunt 13 spectacole, cum vă spuneam, din 10 țări și nu cred că vom avea șansa să oferim prea multe locuri, dat fiindcă deja sălile mai mici sunt complete, aproape. Așa că grăbiți-vă să vedeți ceva ce n-ați mai văzut.